Luiza Cergan, bine v-am regăsit la știrile nopții. Summitul istoric al NATO a ajuns la final, iar președintele Statelor Unite a prezentat concluziile finale stabilite în urma celor trei reuniuni ale Consiliului Nord-Atlantic. Joe Biden a anunțat noi desfășurări rotative de trupe în țările baltice, inclusiv în România, noi nave în Spania și avioane în Regatul Unit. Și pentru prima dată, un cartier general permanent al garnizoanei armate în Polonia. Ba mai mult, președintele american a anunțat și suplimentarea resurselor militare ale Ucrainei în contextul invaziei rusești. Un atac asupra forțelor NATO este un atac asupra tuturor și vom apăra fiecare metru pătrat de teritoriu NATO. De asemenea, vom mai adăuga o nouă brigadă prin rotație în România și în alte țări din Est. Printre anunțurile făcute de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, se numără și suplimentarea tehnicii militare de care Ucraina va beneficia în următoarea perioadă. Nu numai SUA, ci și alte state membre ale Alianței Nord-Atlantice se vor implica mai profund în parcursul defensiv al Ucrainei. Astăzi am anunțat încă 800 de milioane de dolari sprijin pentru Ucraina. Mai multă artilerie, mai multă muniție pentru artilerie, sisteme radar, sisteme de lansatoare de rachete și alte sisteme oferite de alte țări. De asemenea, Biden a ținut să reitereze faptul că NATO va menține în continuare garda sus, iar Ucraina va fi sprijinită până la finalul campaniei militare ofensive începută de Kremlin. Invazia pornită de Putin a stârnit o reacție din toată lumea. Și în Atlantic și în Pacific, alianța NATO lucrează pentru a apăra lumea bazată pe ordine și pe drepturi. Nu în ultimul rând, președintele american a declarat că alianța este în continuare unită și va deveni și mai puternică odată cu intrarea mult așteptată a Finlandei și Suediei în NATO. Putin a încercat să ne slăbească și să ne testeze voința, dar ceea ce a reușit a fost fix opusul la ceea ce ce a propus. A reușit să facă ca Finlanda și Suedia să adere la NATO. Aceste două țări sunt mai aproape ca niciodată de a se alătura alianței NATO. Și cu ajutorul lor vom fi mai puternici ca niciodată.